Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Cătălina Biholar sunt și vă invit să urmăriți o nouă ediție specială. Invitatul meu de astăzi la ediție specială ne salută și ne vorbește tocmai din Statele Unite ale Americii, din New York, Brooklyn, dacă țin eu bine minte și nu s-a mutat între timp. Iar subiectul discuției noastre pleacă de la faptul că de anul trecut, cam pe la data asta, după ce alături de un grup de prieteni, colegi, a aflat că Suceava, orașul său natal, a intrat în lockdown, în carantină, s-au gândit să realizeze, pe baza acestei povești, un film, o producție româno-americană, Departe. Far este numele acestei producții, iar protagonistul ediției speciale de astăzi este Vasile Flutur. Te salut, Vasile! Salutare. Am zis bine ce am zis? Da, nu am niciun moment de mult. Da. Am unul. Dacă toate merg însă, ar trebui să fie un serial, nu un film de lungimetraj. Deși pilotul, primul episod, se întinde până la o oră, e normal ca un pilot să fie un pic mai mult decât celelalte episoade, dar ne-am propus de fapt să facem 6 episoade, adică să fie o miniserie de 6 episoade, cu celelalte 5 fiind în jur de 30-40 de minute. Dar da, primul episod s-a lungit până la o oră. Și s-a lungit cam un an în producție. Acum, în zilele acestea, deja nu putem să spunem că să celebrăm sau sărbătorim un an, dar marcăm un an de la momentul în care am primit cu toții vestea și noi, aici, în Suceava, și voi, fiecare dintre voi, departe de casă, zic voi, pentru că în echipa acestui serial sunteți mai mulți români și mai mulți suceveni. Și vreau să încerc să-ți amintești, Vasile, cum ai reacționat când ai aflat că orașul tău natal a intrat în carantină. Cu frică, normal, pentru că toată familia mea imediat că locuiește în Suceava și cu indignare, pentru că eram exact în momentul în care, adică nu înțelegeam, nu știam foarte multe lucruri despre virus, nu era încă extrem de nou. Și au fost emoții mari, au fost... Și eu și cu colegul meu, Edi Buhac, deja ne propusesem să scriem ceva despre, nu atât despre pandemie, cât despre cum pandemia a lovit psihicul oamenilor. Și când am aflat despre Suceava și despre incidentul cu spitalul, am zis, trebuie să incorporăm cumva asta și trebuie să... Povestea pe care ne propusesem să o scriem a devenit jumătate ficțională, jumătate adevărată. Ce spune, de fapt, povestea voastră? Ce ai voie să zici? Da. Nu spune cât încearcă să studieze, să analizeze. Eram într-un punct, lockdown-ul a început în martie. 31 martie. Noi deja începeam să percolăm idei. Și am filmat prin mai, deci trecuse ceva. Și l-am scris, am filmat, a trebuit să le filmăm, a fost un întreg
proces. Și ne tot întrebam pe parcurs, unu, e nevoie să spunem povestea asta? Și doi, de ce? Și cred că da, pentru că eram într-o perioadă în care toată lumea vrea să scape. Vrea divertisment, dragul divertismentului, nimeni nu vrea să atingă subiectele grave, nimeni nu vrea să vorbească despre durere, despre furie, despre nedreptate. Toată lumea vrea, băi, numai că e la știri tot timpul, asta e tot ce vedem, 24/24, numai despre asta se vorbea. Ori noi am zis și lumea, practic, creatorii de conținut încercau pe cât posibil să evite să atingă probleme, să atingă, de fapt, gravitatea problemei, să atingă amărăciunea. Și noi am ajuns în punctul în care ne-am zis, nu, lumea e frustrată, lumea e foarte indignată și foarte cătrănită și avem nevoie, putem să reparăm, poate e pretențios cuvântul a repara, putem să alinăm un pic volumul ăsta mare de durere și cu un catarsis mai negru. Adică putem să luăm un pic taurul de coarne și să zicem, nu mai, nu mai e doar de umor slapstick și de cântece joviale. E nasol, e foarte nasol. Și foarte, foarte multă lume a pierdut mult. Mult. Și nu doar financiar. Și asta cred că am vrut să facem cu povestea asta. Am vrut să luăm 5 oameni și să arătăm. Toți ăștia 5 oameni au fost loviți de virus în măsuri diferite. Și am vrut să le luăm și să le comparăm. Și în portretele astea, pentru că astea sunt 5 portrete. În tandem, în zundem. Și am vrut cu treaba asta să spunem oamenilor că e ok să fii supărat, e ok să te simți singur, e ok să te simți prost, e ok să înjuri, e ok să... Pentru că e foarte, foarte grav și foarte aiure. Foarte negreu. Cine face parte din distribuție? Și vreau să spui și să le spui celor care ne privesc cum ați filmat. Pentru că în condițiile respective erau restricții și în Statele Unite ale Americii, erau restricții și în toate țările în care se află celelalte personaje. Cum ați filmat și cine face parte din distribuție? Ok. Ăsta a fost cel mai mare impediment, adică cum filmezi ceva când nu se filmează, când nu există platouri. Ori noi am zis, da, ok, nu există platouri, dar viața nu se oprește, adică oamenii interacționează. Da? Oamenii se regăsesc în continuare pe platformă, cât o fi lockdown-ul de strict, mulțumită tehnologiei, am reușit să ne reunim. Și din câteva unghiuri s-au consolidat și s-au cimentat niște relații, poate care nu s-ar fi cimentat altfel. De exemplu, eu cu Edi Buhac, co-creatorul, ne-am apropiat mult mai tare în perioada pandemiei și cu prilejul proiectului respectiv. Și am zis, ok, nu mai e realitate, nu mai e platou, nu nimic, facem pe Zoom. Facem pe platforma virtuală. Inițial am zis, ok, scriem povestea, îl filmăm, bam, 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 Zoom îți permite să înregistrezi.
îl facem în două zile, repetăm, improvizăm și îl facem, gata. Dar văzusem niște proiecte care au fost făcute în felul ăsta și eram, am fost foarte, eu persoană am fost foarte nemulțumit și foarte un mediu destul de nesățios. Și am vrut să facem, dacă facem, am vrut să-l facem într-un zoom mai elevat. Am vrut să, am vrut mai multă calitate, am vrut mai multă. Adică n-am vrut să mă limitez la cei 720 de pixeli pe care îți permite Zoom să-i înregistrez. Am și făcut la un moment dat, am zis pentru că era în contul, dacă îți faci cont pro, îți permit cu permisiune specială să înregistrezi la 1080 de pixeli, care... Am zis, ok, facem compromisul ăsta. Și am bătut la ușă la Zoom și am rugat, măi, uite, am zis, facem producția asta, suntem echipă independentă și e important pentru noi să înregistrăm un pic la calitate mai mare. Și ne-au refuzat. Care, poate care e, am zis, ok, bine, domnule, păstrează-ți pixelii. Și ne-am supărat și am zis, ok, ok, bun, bun, ok. Îl facem, îl facem sănătos. Și suntem 5 oameni și filmăm cu 5 camere. Și asta am făcut. Am filmat cu 5 camere, cu lumini, cu sunet. Cu, adică, practic, am încincit. E cuvântul ăsta? Am încincit. Tu ai voie, ești, ești scriitor, ai voie să inventezi cuvinte. Ok, am, l-am împărțit în 5 și practic am, am filmat, am avut o mână de creatori foarte devotați pentru că au crezut în idee și deși n-a fost, bugetul a fost minimal, dar producția are capital creativ în om, în virtutea minților și inimilor care s-au alăturat. Și da, ca să-ți imaginezi coșmarul, a fost un pic de coșmar, pentru că dacă stai să te gândești bine, adică am filmat în din New York, din Londra, din Suceava inițial, dar din Suceava și din București. Deci 4 orașe, te las pe tine să calculezi zecile de mii de mile, dacă nu zeci de mii, da, acolo. Și legături de internet și probleme tehnice cu duiumul. Dar am scos-o la capăt. Și am, ne apropiem vertiginos de ultimele tușe. Deci, practic, dintr-un proiect online, făcut pe o platformă online, a devenit un proiect în care ați răspândit studioul de filmare în 5 orașe de pe planeta asta, nu? Și ați filmat pe bune. Da. Da. Adică am filmat, am folosit... Ok, un pic de context. Practic, ce se întâmplă în poveste e că 5 tineri din Suceava, care acum sunt în diaspora, sunt răspândiți din toată lumea, sunt, adică New York, Paris, Italia, Schio, Italia, Londra și ce îmi scap? București. București, da. Unul dintre ei face, organizează o conferință pe o aplicație a la Zoom, pentru că e un pic altfel, și invită pe toți prietenii din copilărie, prietenii apropiați, face un grup pe Facebook și invită la o conferință să discute despre tragedia petrecută la Suceava.
Dintre toți pe care îi invită, doar 4 apar. Deci sunt 5 în total. Și asta, da, se petrece în mare parte ca o conferință video. Dar sunt multe alte unghiuri, jocuri, medii cinematografice implicate în poveste. Adică ne-am folosit de mulți ochi digitali și de o jucăușenie a tehnologiei care are inteligența ei de a spune povestea. De unde am nu mi-ai spus care e distribuția și nici nu vreau să spui foarte multe din scenariu, pentru că el trebuie să rămână totuși așa învăluit un pic în mister. Poate că o să vedem trailerul în curând. Noi ne-am oferit să te sprijinim și să vă sprijinim astfel încât filmul Departe, Far, care are și pagina de Facebook, o găsiți sub denumirea asta, să ajungă și în Suceava, în cinematografele de aici, măcar în cel public, dacă nu și în cele private, să vă vadă și cei de acasă la muncă într-un an în care mai toată planeta s-a oprit pe loc. Și nu vreau să trec fără să îmi spui cine face parte din distribuție. Doamne, departe de mine când, da, m-am pierdut în digresiuni, nu e că n-am vrut să-i pomenesc, a fost extraordinar. Echipa absolut m-a impresionat și m-a bucurat și m-a... Prieteni cu talent. Co-creator este Eduard Buhac, tot din Suceava, Mădălina Anea, tot din Suceava, și l-avem pe Liviu Romanescu și Denisa Nicolae. Acestea sunt sulițele care au zis povestea în chip foarte brav, pentru că au avut de îndurat enorm de încălcituri tehnice și în regimul de gherilă cibernetică în care ne-am găsit, încercând să... Ai zis că ai văzut și ai făcut cam ultimele retușuri, un orizont de timp, dă-ne și nouă, să știm când o să putem vedea ceva din acest proiect. Încerc, pentru că de fiecare dată când zic 2 săptămâni, se mai adaugă 3. E postproducția, e un proces foarte, foarte asidu și creoi. Pentru că se lucrează la milimetru, la un filigran foarte, foarte delicat și nu... E la pilă. La pilă foarte mult. Aș vrea să zic o lună maxim. Da, o lună maxim. Cred, sper. Stă foarte aproape. Facem ultimele detalii de muzică, de... asta mai e de pomenit. Deși e în română, povestea este spusă în română, dialogul e în română, e o poveste și e despre români cu români, dar am vrut, e o poveste globală, pentru că deși pornește în Suceava, subiectele sunt imigranți. Și tocmai pentru asta am vrut ca subtitrările să fie un jucător mare în toată povestea asta. Adică
subtitrările sunt aproape un personaj în sine. Au vocea lor, au... sunt diferite, o să vedeți. Nu știu cum să vorbesc, să dansez în jur fără să fie mult prea mult, dar va fi subtitrat în engleză, e subtitrat în engleză și încercăm să-l subtitrăm și în spaniolă. Dar e menit pentru publicul mondial, nu doar pentru români. Nu pot să zic decât că abia aștept să văd producția și să vă văd la treabă, să vă văd muncind ca actori români, ajungi fiecare acolo unde ați decis voi să mergeți, căutând fiecare visul său. Nu, n-aș vrea să încheiem aici tema pandemiei, fără să te întreb, Vasile, și prin prisma acestei experiențe de muncă, până la urmă, pe care voi ați decis să o faceți, dacă suntem sau nu mai departe ca niciodată, acum, și geografic, fizic, dar și în felul în care relaționăm cu oamenii. Ai spus că acest proiect te-a apropiat de Edi Buhac, cel cu care ai lucrat îndeaproape scenariul pentru film, și producția și celelalte aspecte. Dar, nu știu, la familia ta nu ai mai fost în vizită de, nu știu, 2 ani sau mai bine. Mai bine. Ai tăi nu au mers în vizită, nu v-ați întâlnit nici pe bătrânul continent în altă destinație. Cum și cât de departe suntem acum după un an de pandemie, și la propriu și la figurat? Cred că pandemia ne-a făcut să ne gândim la... Unde sunt multe tipuri de distanță. Distanța fizică, da. De când n-am mai îmbrățișat-o pe mama, de când nu l-am mai văzut pe tata zâmbind, și asta mă amintește, azi e 30, România mâine în curând, o să fie ziua soră-mii, domnica la mulți ani, iubesc și e foarte bine. Ai niște fotografii, da, pe care ne le-ai pus la dispoziție, o să rog pe colegii din regie să începem să le rulăm, pentru că într-una din ele apare sora ta. Da, da, e tare dor de ea. Și aș putea, cred că vreau să mă cert un pic cu ocazia asta, pentru că de fiecare dată vreau să îmi promit că o să o sun mai mult. Că o să... Dar de asta vreau să zic. E distanță fizică și e distanță psihică, distanță spirituală. Și cred că, da, toți avem foame de efectiv de carnalitate văzută în față, simțită. Adică mie personal mi-e dor să dau mâna cu oameni. Ăsta e un, adică e un nici măcar un privilegiu, dar e un drept care mi s-a furat. Dacă te gândești ce înseamnă să strângi mâna unui om, ori acum e... S-a, pur și simplu s-a anulat, adică primit toți memul că nu mai avem voie să ne strângem mâna, care doare foarte tare și, și cu siguranță lasă un, adică e un gol. Dar în același timp ne-am făcut, eu personal, poate nu vorbesc pe mine, uite pe domnica, da. Da, sora ta. Da, sora mea. Frumoasă de ea. Adică eu mi-am făcut, eu personal mi-am făcut prieteni noi prin Zoom. Prin oameni cu care probabil că n-aș fi, dacă nu exista lockdown, n-aș fi vorbit niciodată.
Compensează faptul că îți lipsesc celelalte lucruri, compensează că ți-ai găsit prieteni noi, dar aproape nu, virtuali? Nu cred că e vorba de... Dar sunt alte oportunități, poate aici vrei să... Da, sunt și nu mai... bați așa cu acest mesaj. Da, dar percepția noastră s-a modificat, dar nu într-atât încât să credem că oamenii, de fapt, sunt făcuți din pixe. Adică tu ești adevărată, nu? Așa zic. Ultima dată când noi doi ne-am întâlnit, eram adevărată. Aia zic. Adică conversația asta dintre noi e mai puțin reală pentru că se petrece pe Zoom? Nu, și apreciez fluența ei și calitatea semnalului. Nu tot timpul e valabil și poate că asta de multe ori încurcă o comunicare, faptul că nu toată lumea are internet de calitate și da, poți să da, porți nu, o discuție. Uite că suntem la mii de kilometri distanță și putem să purtăm o discuție coerentă. Nu asta ne face să fim, nu știu, mai puțin prieteni sau mai distanțați decât înainte. Însă, da, dacă... ai spus ceva mai devreme care mi-a atras atenția și aș vrea puțin să insist, Vasile. Ai spus că ni s-a luat un drept acela de a da mâna cu alți oameni, de a saluta în felul acesta foarte... cândva balcanic, deja e mondial acest salut. Crezi că odată ce renunțăm sau suntem făcuți să renunțăm la unele drepturi, le vom recupera foarte greu? Libertățile noastre. Da, da. Foarte greu, dar în același timp cred că și atunci când va fi recâștigat acel drept, va fi apreciat mai mult. Pentru că avem păcatul ăsta de a ne complace cu lucrurile pentru care ar trebui să fim foarte recunoscători. Chiar nu-mi vine, nu vreau să fac acum... Zi în engleză, că așa e cel mai simplu. We're da, taking it for granted. Exact, asta nu vreau să fac un furculation, dar chiar e greu de tradus. Take things for granted. Adică le iei, le subestimezi și le iei de-a gata și nu le conștientizezi ca pe ceva magic sau important. Ori cred că pandemia ne-a ars un pic și ne-a făcut un pic să ne gândim, măcar și pentru faptul că am fost blocați în casă și am avut 2-3 ore extra în zi să ne gândim la ce nu avem. Cum s-a desfășurat toată povestea asta în ultimul an de zile în Statele Unite ale Americii? Vedem și noi ceea ce scrie presa, ce citim și în publicațiile străine de acolo, ce preiau publicațiile noastre și le publică pe site-uri sau le difuzează la televiziune în România, că Statele Unite ale Americii sunt zona cea mai afectată de pandemie ca număr de persoane infectate și ca număr de decese. Sigur, vorbim despre o populație enormă, dar în fiecare comunitate, la tine în cartier, la tine în bloc, cum s-a trăit asta? Și mă interesează și campania de vaccinare, cum se derulează. De exemplu, câte teste COVID ai făcut? Și în ce împrejurări? Am făcut o mână de, adică foarte multe. Când am avut norocul să fiu parte chiar prima producție care a reînceput filmarea în New York. Și am fost testat. A trebuit să merg de 4-5 ori în fiecare, nu, pardon,
4-5 zile în fiecare zi înainte de ziua de filmare, plus de vreo 2 ori pe platou, plus extra pentru că am avut scenă cu niște copii în care trebuie să îmbrățișez pe copii, extra teste, deci am teste cu nemiluita. În cartier a fost un pic de liniște la început, când lumea era foarte... Când lumea lua mai în serios și chiar demonul era foarte, foarte nevăzut și erau străzile un pic cam pustiite și, și dispărea făina de pe rafturi. Dar oamenii sunt oameni și în continuare a avut oameni inconștienți, oameni care nu au ținut cont, oameni care au... Adică sunt și acum, sunt slavă cerului, oameni care nu, nici nu cred că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Adică niște, din ăștia, niște pământiști pătrați. Li se zice aici, în țara noastră, corona sceptici. Corona sceptici. Nice. Da, sunt și aici și de-aia a fost... Și de-aia a fost atât de grav. Și, dar, mă rog, e diferit. Lumea din afara statelor face că de multe ori greșeala de a pune Statele Unite la un loc în America, în Statele Unite. Nu există. De la stat la stat sunt țări diferite. Adică felul cum a tratat New York, problema nu e același cu California. Nu-i. Și da. Dar da, încă văd oameni fără mască. Plus că acum cu vaccinul e obligatorie purtarea măștii și în spațiu liber, în aer deschis, în Statele Unite, în New York. De exemplu, în Londra, în Marea Britanie, nu este obligatorie purtarea măștii în aer liber. Nu e obligatorie, dar e absolut în fiecare zi e telefonat. Și în fiecare zi la știri, la metrou, la... Nu numai atât, pentru că există un pic relaxarea asta cu pricina vaccinului. Oamenii sunt și mai vehemenți, și mai insistenți cu, nu numai o mască, poartă două, pentru că nu este momentul să ne relaxăm, nu este momentul, pentru că încă a fost acum a urcat un pic din nou în New York și în alte câteva state, nu mă amintesc care, dar n-am scăpat, adică nu sunt, da, se întrevede luminița, da, s-au vaccinat foarte mulți oameni, dar cum decurge vaccinarea? Unde se face? Se fac programări ca la noi sau se face cum am văzut că se făcea testarea și de tip drive-in? Da, testarea, da. Testele au devenit destul de valabile și accesibile destul de vreme. Dacă la început era o lipsă de teste, era și lipsă de măști, de dezinfectant, de toată lumea aduna și băga sub canapea, testele au devenit destul de ieftine și dacă aveai asigurare gratis și rapide. Vaccinul a fost dat, s-a fost foarte drămuit cu categorii de populație, evident, bătrâni, vă spun că se știe asta. E același lucru. Cam același algoritm, da. Da. Da, și se vaccinează, nu știu dacă o să se respecte sau dacă o să se ajungă la promisiunea domnului Biden, dar se vaccinează într-un nivel destul de alert și destul de...
Cred că e în top la nivel global ca Statele Unite ale Americii și cel mai mare număr de cazuri și cel mai mare număr de decese, dar și cel mai mare număr de vaccinări până la momentul acesta. Și nu vreau să monopolizez discuția pe această temă, pe pandemie, pe efectele ei, și vreau să ne ducem către film, Vasile, către profesia ta, către motivul pentru care ai emigrat în Statele Unite ale Americii, către American Dream. Ce am acolo, pentru Și care vreau să ne zici pe rând cam în ce producții te vedem sau te putem vedea, unde le găsim, ce ți-a plăcut să joci, dacă am văzut în imagini ceva mai devreme câteva dintre personalitățile tale cinematografice în diverse ipostaze, ce ți-a plăcut să joci, cu ce actori ți-a plăcut să joci, ce tip de personaje ai jucat până acum, ce naționalități, dacă într-adevăr câte multe întrebări aș avea să zic. Dar începe cu American Dream, de ce ai plecat în state? Devii actor. Am plecat pentru o fată. Povestea e în felul următor. De ce am vrut să mă fac actor? Oameni, de ce am vrut să mă fac actor? Câți ani au trecut atunci? Foarte mulți. Cred că deci, germenele a fost plasat din casete VHS la cu Rambo și cu filme de acțiune, filme B, filme cu pușcături, cu tăiști. Eram eu. Și cred că eram în clasa a 5-a sau a 6-a când s-a format ideea asta că eu, da, m-am decis, eu vreau să fiu actor. Dar nu actor oriunde, nu actor în România, nu. Nu, Actor în actor America. la Hollywood, actor, da, pentru că una dacă stai să te gândești, e aproape inevitabil că am nimerit aici. Pentru că deci cum să mă fac eu, adică ce idee, ce model am avut eu, băiet fiind, într-un oraș care nu avea teatru, care nu avea nici măcar Care cinematograf. s-a închis la un moment dat, da. Deci înțelegi? Adică eu am văzut primul spectacol de teatru, cred că eram în liceu, Cele în care sau ai în praf. jucat la liceu, eventual. Da, am văzut o producție, de cred că era teatru de la Botoșani, Unchiu Vanea sau posibil, era la Casa de Cultură. Dar nu, adică nu am crescut în teatru, cum sunt așa de mulți colegi de-ai mei de la București, care au crescut de mici, au crescut fie văzând actori pe scânduri, fie în culise, fie. Adică eu nu am avut asta. Și atunci pentru mine a fost ideea asta cu actoria, a fost o imagine foarte idealizată, foarte. Da? Ce înseamnă să fii actor? Înseamnă să călătorești, să arăți bine, să ai bani, nu? Adică, Oare asta e? asta însemna pentru mine copilul. Ei, am mai crescut un pic și când am ajuns la facultate în București, mi-am dat seama că nu e neapărat asta și că nu asta e de că nu e o imagine adevărată și că nu despre asta e vorba. Că a fi actor înseamnă să vrei să spui povești, Să trăiești viețile altora. să vrei să-ți asculți puterea de empatie și să poți în felul ăsta să vindeci sau să ajuți alți oameni.
Și am terminat facultatea, am și... Hai că te întrerup. Te întrerup fix aici. Da. Vasile, dintr-o dată, de un număr de ani, a devenit foarte modest. Vasile a obținut premiul Ștefan Iordache la UNATC. Dacă îmi amintesc eu bine, de la generația ta încoace nu a mai fost oferit acest premiu niciunui alt absolvent. Și sper că nu greșesc. Și e lucru mare. Și tu treci mai departe acum. Nu știu, chiar nu știu. Nu știu, nu știu. Dar după am început masterul și am cunoscut o fată care a insistat ca eu să încerc să vin la New York. Să dau audiție la Juilliard, una dintre cele mai prestigioase școli de actorie din New York, din lume. Și se întâmplă viață. Și am venit aici, am făcut masterul și am rămas aici. Și deși că de la asta am pornit, de la American Dream, nu cred, nu mai cred în visul ăla american de la aveam când eram copil. Nu cred că există, nu cred că nu e American Dream, nu există. America e făcută din din imigranți, din alteri. Deci nu e, dacă vrei, e diaspora dream. Sau e Romanian dream. Nu mai e America. Nu mai e America. Nu sunt român în America. Și... Te-ai privit ca român în America și ca actor? Da, dar nu e... Adică... A fost bariera de limbaj, de limbă, până la un punct, adică nu, adică ca să poți să fii ca să poți trece drept american, adică să fii chiar de aici, a trebuit să muncești. În care nimeni nu este de fapt de acolo. Da, corect, dar măi, adică nu vorbesc, când am ajuns aici, nu vorbeam de parcă, adică nu vorbeam engleza de parcă m-aș fi născut în Oklahoma, da? Aveam un accent, mi se zice. Și acum sunt paranoic pentru că mi-aduc aminte când m-am întors în Suceava la un punct, mi-ai zis că am accent în românește și m-am panicat. Și încă până ziua de azi mă ascult. Ascultă-te asta în continuare, că l-ai în continuare. Nu pot să cred. Deci despre asta vorbim noi acum, ci vorbim despre... Nu degeaba te-am întrebat dacă ai fost perceput ca actor român, pentru că mă interesează ce roluri ți s-au oferit sau pentru ce roluri ai aplicat. Da. Stai un pic să revin. Deci, ca să-ți pot răspunde mai bine. Am avut un moment la un curs de vorbire, da, la master, în care eram în cerc și făceam exerciții de, mă rog, dicție, de, mă rog, exerciții, da, și era exercițiu Thanks for the Hanging Plants. Și astea sunt exerciții pe care le făceam destul de des. Ei, și într-o zi
zic fraza asta, mă face să ne treabă asta așa de tot. Abia acum am amintit. Și zic fraza asta și se efectiv toți din cerc se întorc la mine și se uită și îți fac ochii cât cepele și zic, nu pot să cred. Eu nu știam, eu nu înțelesesem, adică nu mi-am dat seama ce am făcut, dar efectiv a fost o reacție de la toți ceilalți din grup instantaneu, pentru că a zis și colega mea, Melissa, zice, oh my God, you sound like an American. Și, mă rog, eu care credeam că înainte oricum sunam ca un american, ei, aparent nu. Ideea e ce tipuri de roluri joc și ce am jucat. Există platformă. Pe teatru e mult mai permisiv. Adică am fost într-o producție, am avut marele noroc să lucrez cu Sir Michael Boyd, care a fost directorul de la Royal Shakespeare Company foarte multe vreme. Un diamant de gândire teatrală. Și era o distribuție de cred, aproape 20 de oameni. Făceam Tamerlane al lui Christopher Marlowe. Și a zis de la bun început, erau oameni din toată, deci o distribuție pestriță cum n-ai văzut, de toate culorile era. Și aveam speech, dialect coach și speech coach care, mă rog, care era acolo să curețe limbajul, vorbele și cum jucăm versul, nu accent. Pentru că domnul Boyd a făcut foarte clar de la bun început, a zis, I'm interested in all your natural noises. A zis, nu vreau să schimbăm nimic pentru că vreau toate sedimentele cu care veniți din toată lumea. Deci era unul cu accent un pic jamaican, unul cu un pic de Brooklyn, unul cu un pic de peste tot. Ei, asta l-a interesat pe el. Să știi că nu mai avem mult timp la dispoziție și știu că sunt foarte multe ce vrei să mi le povestești mie, da, și celor care ne urmăresc. Treci pe scurt prin multe, că vreau să ajung la The Blacklist. Da. Uite, Blacklist, de exemplu, și mai e și asta. Televiziunea e o altă platformă. Teatru e ceva, cinematografia e altceva și cinematografia pentru seriale TV e altceva. E altceva, exact. Televiziunea... Ați jucat în primul episod din sezonul 6 din The Blacklist cu James Spader, da? Da. Acolo mi-au cerut accent pentru că eram... Estic. European. Da, este bad guy-ul este european. Și acolo, pentru că și arăt cum arăt, adică asta nu pot să... Faptul că arăt ca un smuls din Cehov nu e de... Adică nu se mușamalizează asta. Dar acolo mi-au dat accent. Am făcut... după Blacklist am filmat... The Deuce, care a fost un serial, care e un serial pe care îl recomand cu mare căldură. E absolut senzațional și dacă nu l-ați văzut, e despre scena pornografică din anii 60-70 cu corupție, cu, mă rog, e absolut și ce e produs și produs de James Franco, care joacă rol dublu la ce gemeni, absolut senzațional. Și sunt în... De asta, da, mă mândresc, sunt în ultimul episod, adică în series finale, care e un episod absolut spectacular pentru
unul dintre cele mai bune finaluri seriale, după părerea mea. Și ce joci acolo? Ce accent? Și acolo joc tot mai, adică dacă în primul Blacklist m-a cerut să joc un este european mai generic, mai fără român, că nu e, că e ok, aici a trebuit să fiu rus și a trebuit să am accent de rus și am și avut vorbe în rus. Deși eu nu vorbesc rusește, să fie foarte clar. Am dat audiții în care am avut scene întregi vorbind rusește, deși eu nu vorbesc rusește. Adică a trebuit să, efectiv, să memorizez. Să mimez melodicitatea limbii, cumva, da. Eu nu știu, adică știam ce zic, evident, dar pentru mine era ca și cum vorbeam păsărească. Asta audiții, nu am filmat, dar audiții. Și chiar când a început pandemia, după The Deuce, am avut noroc cu producția asta, care a reînceput filmările. Adică a fost prima din New York care a reînceput filmările și a fost primul meu rol și e și cel mai mare rol pe care l-am avut în televiziune, adică e guest star, în care n-a trebuit să fac accent și m-au lăsat să vorbesc cu ce am eu, cu vocea mea în limba asta. Pe final de zile vreau să te întreb, tot mi-ai recomandat, ne-ai recomandat ceva de vizionat și vreau să ne mai faci câteva recomandări, chiar aveam notat lucrul acesta. La ce să ne uităm, filme sau seriale? Ok. Cu mine sau? Și cu tine. Dar poți să ne faci câteva recomandări din cinematografia mondială, nu știu, chiar și filme, okay, nu știu, franțuzești, finlandeze, dacă sunt interesante, britanice, americane, nu mai zic. Ok. Dar ce te-ai uitat recent și ți-a plăcut, sau în ultimul an? Un film care m-a schimbat un pic la nivel cromozomial, așa, se cheamă Minari. Și e un film despre a câștigat Golden Globe și a câștigat Golden Globe pentru Best Foreign Picture, cel mai bun film în limbă străină. Și e vorba despre o familie coreană care încearcă să se stabilească în America în anii 80, da, în anii 90. Și pentru mine e una dintre cele mai, adică vreau să spun că e top 10 filme văzute în ultimii 5 ani. Și că unul și te lăsăm în pace. Un serial... The Deuce, mi-ai spus, adică, gata, e notat. În regulă, joci în finalul serialului, în ultimul episod. De pomenit For Life. Sunt în sezonul 2, episodul 4. Presupun că toată lumea a văzut Queen's Gambit. Dacă nu, Queen's Gambit e foarte, foarte nu bun. Nu-mi zic că joci acolo, că nu te-am văzut. Am văzut serialul, dar nu te-am văzut. Ce bine ar fi fost, nu. Pentru că eu am o mare, mare dragoste pentru șah și încă joc șah. Și pentru jucătorii de șah. Și nu numai. E un serial foarte bun și foarte care demonstrează puterea Netflix-ului. Adică puterea de creația Netflix-ului. E foarte bine. Imaginile sunt absolut senzaționale. Poveste chiar spusă cu meșteșug și cu gingășie și cu curaj. Da, recomand. Recomandările astea o să ne luăm rămas bun așa virtual și o să te așteptăm să te întorci acasă când va fi
posibil să vii în vizită și să descoperi American Dream dacă ți l-ai pierdut. Eu cred că sunt șanse să-l redescoperi, că orice criză creează noi oportunități, așa ne-a învățat istoria. Și criza asta creată de pandemie cu siguranță înseamnă noi oportunități pe care voi le-ați găsit poate și cu proiectul Departe, Far, despre care am vorbit la început și care așteptăm să iasă, să-l vedem, să simțim ce ați văzut voi de departe și ce ați imaginat, că e bazat pe fapte reale, dar e și multă ficțiune acolo. Mulțumesc. Vasile Flutur a fost din New York, Statele Unite ale Americii, actor, regizor, scriitor, i-ați văzut și câteva dintre picturi în imaginile pe care le-am rulat la ediție specială. Îi mulțumesc lui Vasile, vă mulțumesc că vouă că ne-ați urmărit, Cătălina Biholar, sunt cu bine!